Generalul Franței a venit la Vidu și a strâns mâna semn de admirație. Și așa mai departe. Și autorul articolului din Românul scrie în final deci se aud acordurile colui Vidu și strigătele de înfrățire, dar mai presus de toate aud tenorul cuvintelor pe care le văd scrise cu litere de aur încadrate în sânge. Trăiască România Mare împreună cu Banatul. Poate dacă nu era Vidu, dacă Bătrâi era primit rece cum a procedat maghiarii, și nici că poate dintr-un context trasa altfel granițele Banatului și cine știe ce s-ar fi ales de România Mare. O să sar peste multe lucruri. Vreau doar să vă citesc ce spunea Aurel Peteanu. Avem aici Călășeni, de unde se trage Aurel Peteanu, directorul de, să zic, o vrednic, aduce la minte, un mare director de școală, un om de cultură, era doctor în filologie, pe vremea aceea, cred că era, dacă mai era un doctor în Lugoș, decorat cu cel mai înalt ordin a statului francez, ambasador sau reprezentant al ambasadei Franței la București, a venit la Lugoș, în 1935, ca să-i mâneze lui Peteanu, în semn de apreciere pentru activitatea sa francofilă, în alt ordin al statului francez. Iată ce scria Peteanu despre Vidu. Citez, muzica sa fermecătoare ca susul pâlaiilor și freamătul codelor a fost cunoscută pretutindeni. Însă turețe splată de undele istoricul Nistru până la Marele Tisei și vadurile Dunării Bătrâne și chiar și dincolo de imensul ocean. Am găsit o cronică de prin 1929, un concert în care s-au cântat piese de, între alții, și de George Enescu, s-au cântat și câteva cântece, nu știu, prelucrate instrumental sau pentru cor, a cântat cineva un interpret de vocal, cântece de Vidu, la Carnegie Hall, în, deci 1928, toamna lui 1928. Minunatele și obioasele sale doine al lui Vidu, tot atâtea perle rupte din mare suflet al poporului bănățean, au străbătut pretutindeni unde era suflare românească, uniformizând ritmul ei. Pe ele s-a clădit încet, dar sigur și cu temei, un suflet puternic național. S-a arătat calea cea dreaptă spre culmile luminoase ale simțirii și cugetării noastre românești, spre idealul nostru sfânt, unirea tuturor românilor, și așa mai departe. Dacă nu am mai adus acum muzica, n-avem timp, să ascultați Creste de Alb, compusă în 1906, când corul Reuniunea Română de Cântări, dirijată de Vidu, se pregătea să meargă la București, la mare sărbări jubiliare, prilejuite de aniversarea a 40 de ani de domnia lui Carol I. Doar ascultând muzica lui Vidu, ești emoționat și simți că îți atinge o coardă sensibilă a sufletului tău. Hai să zic, poate pare așa, exagerat, coarda românismului, că dacă nu era atinsă coarda asta prin muzică, prin artă, poate românii bărățeni ar fi rămas impasibili, nu și-ar fi dorit Marea Unire, economic, trăiau bine aici, era nevoie de o sensibilizare a sufletului românului, bărățean și ardelean, pentru a-l dori Marea Unire. În final, să vă citesc ce a scris Sever Bocu, ministrul Banatului. Sever Bocu era țărănist. Ioan Vidu era liberal, nici liberal, nu știu. Am vorbit cu niște liberali, a scris-o niște materiale. Ioan Vidu, un liberal vrednic, aduce la minte. Ea s-a numit național, știu că era o liberală, Ioan Vidu. Organizația de lucruri, nu știu de lucruri ăsta. Era președintele organizației Lugoj. Îi succedase lui George Popovici, membru corespondent al Academiei Române, cărturar, un om de aleasă cultură. Asta eu subliniez totdeauna ca să arăt cine era în fruntea bucatelor în alte vremuri. Cine conducea un partid, cine conducea o instituție. Erau oameni de mare vocație culturală, de anvergură. Nu erau niște oameni care puneau virgule între subiect și predicat sau nu știau să exprime, făceau dezacorduri. Asta știți, dar, de fapt, ei trăiesc zi de zi lucrurile astea.
Haideți să vă citesc ce spunea Sever Bocu. Deci apare un dușman politic. Era un lucru atunci la Concea Liberă și Țărănești. Ce spunea despre Vidu, impresionat de trecerea la Domnul al lui Vidu în 4 decembrie de 1931. Și citesc puțin din Sever Bocu, care închei. Spiritul românesc în Banat s-a exteriorizat prin cântec, prin creația muzicală. Precum Verdi a exteriorizat sentimentele italiene, Chopin, patriotismul polonez, Vidu a exprimat esența sufletului natal. În creațiunea muzicală lui Vidu se cuprind ca în formă de cristal toate strălucirile ritmice ale sufletului bădățean. Aceasta e mult și totuși nu e totul. În operele lui se aude glasul pământului strămoșesc și tot ce s-a petrecut pe el în decursul vremilor. Și încă mai demult, în el se cuprind și melodiile fizice ale naturii bănățene. Se filmă matinal, ardierea de seară, freametul codului, gingașul, limbaj al iubirilor, răsfrângere seculare ale suferințelor. Căci Banatul a protestat, asta mi se pare interesant, căci Banatul a protestat prin cânte mai mult decât prin verbul patetic al poetului sau irada vigilioasă a politicianului. Vidu a difuzat simțirea bănățeană pe tot largul pământului românesc. A fost zadarnic obstacolele granițelor. La expoziția din 1906, pe care v-am spus, din București, nimic nu s-a expus mai bine decât doina bădățeană lui Vidu, devenită repede proprietate comună a fiecăruia între Tisa și Mistru. Atunci s-a făcut prima puternică osmoză a sentimentelor pregătitoare ale unirii. Am chiar citat. Eu pe unde am umblat cu colul Vidu, am umblat 35 de ani, unde mergeam și ne întreba un trecător, de unde sunteți? Din Lugoș. Vidu, eu Vidu, eu Vidu. Tot natul, toată lumea, dacă spunea că ești din Lugoș, imediat spunea Ion Vidu. Da? Se gândea la Ion Vidu. Nu știu dacă anul viitor, ce dar București, că am vrut și domnul Simeon Danile, nu se vor gândi la Ion Vidu sau la Sabin Drăgoi sau la alte nume importante ale culturii bănățene și naționale. Și vor, ce știu, vor concepe în alt mod jubileul Marii Unirii. E datoria noastră să facem noi ce știm că trebuie făcut, să promovăm sau să restituim niște nume uitate, peste care s-a așternut praful, și să încercăm să penetrăm cu ele înspre centru, înspre capitan, acolo unde se zice că e lumea bună, de unde răsare soarele românismului. Să încercăm să facem să răsare de aici soarele. Da, mulțumesc!